Cea mai mare tragedie de la dezastrul din colectiv este incendiul izbucnit la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț, unde 10 pacienți cu coronavirus au fost uciși de flăcări. Cu toate că autoritățile vor demara o serie de verificări la spitalele de stat din țară, întrucât tragedia se poate repeta oricând și oriunde, românii sunt revoltați și cer demisia guvernului. La fel cum s-a întâmplat și în 2015, când Victor Ponta a demisionat după incendiul de la colectiv. Cel mai puternic incendiu după 2015, când focul izbucnit la un club din București a ucis 65 de persoane, este tragedia petrecută la secția de terapie intensivă a Spitalului Județean din Piatra Neamț, unde 10 pacienți cu COVID-19 au fost arși de flăcările izbucnite și alte 10 persoane se află în stare gravă. Tragedia de la Piatra Neamț s-ar putea repeta oricând și oriunde, o spun medicii din întreaga țară care vorbesc despre instalații improvizate în secțiile de terapie intensivă, ori de nerespectarea condițiilor din cauza supraaglomerării. Întreaga Românie este revoltată pe autoritățile guvernamentale. Nimeni nu își mai imagina o tragedie similară cu cea din colectiv, unde 65 de persoane au fost arse de vii. Astfel, românii cer demisia guvernului Orban, cum și în 2015 Victor Ponta a demisionat din funcția de prim-ministru după dezastrul din colectiv.